pentru dimineața aceasta, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Pavel către Evrei, de unde vom citi un singur verset, capitolul 4, versetul 12. Evrei, capitolul 4, versetul 12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Până aici. Trăim într-o lume în care apare acest principiu al entropiei. Lucrurile se depreciază pe măsură ce timpul trece, au o valoare la un timp și ulterior valoarea aceasta scade sau dispare complet. Credincioșii au marea favoare, mare privilegiu de a avea Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veac. Domnul Hristos spunea, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și este un lucru atât de binecuvântat să putem ști că avem în mâna noastră, avem în atenția noastră un tezaur care este Biblia, Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu și acest tezaur asimilat, cunoscut, aprofundat, rămâne pentru veșnicie. Dacă putem lua ceva cu noi dincolo, dincolo de lucrarea fiecăruia pe pământul acesta, este cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Cunoașterea Cuvântului nu are un impact doar pentru viața noastră pământească, ci cunoașterea acestui cuvânt va avea cu siguranță un impact o coordonată veșnică. Deci când vom fi în ceruri. Cuvântul, iată, prezintă acest aspect. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. În ce măsură Cuvântul lui Dumnezeu este viu? Sub trei aspecte am dorit să vedem această afirmație și cu câteva aplicații pentru viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, întâi de toate, pentru că El este o personificare a Domnului Hristos. Noi știm foarte bine în Ioan, Cuvântul spune, Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Cuvântul Logosul Etern este Domnul Hristos, care era la început și care s-a făcut trup și a locuit printre noi. Când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, El este viu întâi de toate, pentru că în El îl găsim pe Cel ce este viu în vecii vecilor. Dacă Biblia o deschidem și vedem în ea doar o slovă sau preponderent o slovă, nu cred că va avea acel impact, nu cred că va avea acea dorință de studiu, de aprofundare, de cunoaștere. Dar când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și știm că dincolo de acesta vedem Cuvântul întrupat, Logosul Etern, pe Domnul Hristos revelat în Scriptură, reverența noastră, atenția noastră, timpul alocat Cuvântului sunt cu totul altele. Iată, deci, întâi de toate, un prim aspect, Cuvântul spune în El era viața și viața era lumina oamenilor, iar viața aceasta, Domnul Hristos s-a făcut trup și a locuit printre noi, prin de fapt și de adevăr. Domnul Hristos în Ioan 14 spune foarte clar, eu sunt calea, adevărul și viața. Vreau să dau doar câteva referințe pentru a vedea de ce Cuvântul lui Dumnezeu este viu, de ce îl reprezintă pe Domnul Hristos și de ce atunci când îl deschidem, pășim pe un teren sacru, pe un teren sfânt, pentru că nu este o carte omenească obișnuită, ci este Cuvântul cel veșnic care va rămâne cu siguranță. Și mai departe, Cuvântul spune în Apocalipsa 19 cu 11 până la 13 despre Domnul Hristos, acela care în vremurile scatologice va veni călare pe un cal alb. Biblia spune, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Este poate cea mai expresă afirmație care contopesc aceste două adevăruri, și anume Cuvântul și persoana Domnului Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, repet, întâi de toate pentru că în El este revelat Domnul Hristos, și Cuvântul lui Dumnezeu este viu pentru că Domnul Hristos se identifică cu legea lui Dumnezeu. Un psalm spunea despre Domnul Hristos și legea ta este în adâncul sau în fundul inimii mele. În Ioan 6, versetul 63, Cuvântul spune, Domnul Hristos spunea, cuvintele pe care le spun eu sunt Duh și viață. Iată ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar o carte obișnuită, știm lucrul acesta, ci este Cuvântul cel viu al lui Dumnezeu, prin esența Lui, prin reprezentarea Lui, prin ființa Domnului Hristos. Cuvintele pe care le spun eu sunt Duh și viață. Un al doilea aspect care poate zugrăvi acest atribut al Cuvântului Dumnezeu, și anume că este viu, este acest aspect al doctrinar, și anume Cuvântul lui Dumnezeu aduce viața din morți. De ce spun acest adevăr? Pentru că
pot fi diferite experiențe umane, de așa zise convertiri sau așa zise întoarceri la Dumnezeu, dar care nu izvoresc din auzimea cuvântului sau nu izvoresc din revelarea lui Dumnezeu în cuvântul său. Sunt oameni care au spus de-a lungul timpului că ei s-au întors la Dumnezeu, știu eu, prin OZN-uri sau prin știu orice experiențe paranormale. Nu avem nicio cădere să analizăm, nici mai, cu atât mai puțin să judecăm experiența vreunui om, dar o întoarce la Dumnezeu sănătoasă și are o vârșie în cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta o vom vedea în continuare. Iacob spune în epistola sa, în primul verset, la versetul 8, în primul capitol, versetul 18, El, de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Iată de ce nașterea din nou, întoarcerea la Dumnezeu, ea trebuie să aibă o vârșie în cuvântul lui Dumnezeu. Putem avea dialoguri cu oamenii și să dorim ca aceștia să întoarcă la Dumnezeu și dacă vom încerca diferite analize filozofice, diferite, știu eu, concepte umane, diferite abordări care sunt poate pe lângă cuvântul lui Dumnezeu sau chiar străine, nu vom avea niciodată o întoarcere la Dumnezeu autentică sau Dumnezeu nu va putea să-și facă lucrarea în viața celui om. De ce? Pentru că întoarcerea la Dumnezeu este o lucrare profund spirituală care și are o vârșie în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea cunoașterea cuvântului, citarea cuvântului, prezentarea cuvântului celor din jurul nostru este fundamentală. Noi putem, într-adevăr, să plecăm de la diferite puncte comune, experiențe comune de viață, dar dacă acestea nu convert imediat spre autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, spre acest adevăr prezentat în esența lui, este puțin probabil că omul acela va avea o lucrare de convertire. Dumnezeu va desfășura în el cu adevărat o pocăință. Apostolul Pavel, în lucrarea sa, plecat de la aspectele comune, din viață, din jur, dar următorul pas era imediat cuvântul lui Dumnezeu, era persoana Domnului Hristos crucificat și pe acela el îl propovăduia. El de bună voia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului. Romani 10:17, cuvântul spune, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine din cuvântul lui Hristos. Iată ce spune Evanghelia. Viața din morți, viața din nou, viața aceasta cea nouă prin Domnul Hristos, această făptură nouă, această zidire nouă, își are o vârșea în cuvântul Domnului Hristos. De aceea aș putea spune, înainte de a-L vesti pe Domnul Hristos, este fundamentală cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Poate uneori prioritățile se inversează și spune, noi dorim să-L vestim pe Domnul și care poate investește în înțelepciunea Lui, în înțelegerea Lui, în experiența Lui. Dar vestirea cuvântului lui Dumnezeu, sau mai exact, vestirea persoanei Domnului Hristos ca Mântuitor, își are o vârșie în cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia prezentată, nu interpretată, prezentată în puritatea ei, citată în esența ei, va avea un impact covârșitor, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. De aceea, Apostolul Pavel spunea, nu cu înțelepciunea vorbirii, pentru că nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Și Evanghelia, în esența ei, va avea putere când o vom prezenta în simplitatea și în profunzimea ei deopotrivă, fără a adăuga aceste cârje umane, această înțelepciune a vorbirii noastre, care considerăm că este benefică, dar de cele mai multe ori poate fi o piedică în această putere a Evangheliei pentru mântuirea fiecăruia care crede. Iar Efesenilor cu 13, versetul atât de bine cunoscut, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Iată, deci, aceeași lucrare pe care Dumnezeu o face prin credință, dar o credință care vine în urma auzirii. Și auzirea vine din cuvântul lui Hristos. În al treilea aspect, sunt cele trei puncte ale cuvântului lui Dumnezeu prezentate sub acest atribut ca viu. Cuvântul care este viu în sensul că generează viața Domnului Hristos în noi. Cuvântul este viu întâi de toate prin esența Lui, este veșnic, este personificarea Domnului Hristos, este Duh și viață. Cuvântul lui Dumnezeu este viu pentru că aduce viață unui om care este mort în păcat, aduce viața cea nouă, nașterea din nou, și cuvântul este viu pentru că acesta generează în noi, prin ascultare și smerenie, viața sau caracterul Domnului Hristos. Apostolul Pavel scrie în Coloseni 3:16, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Este această preocupare pe care credinciosul trebuie să o aibă de o manieră sănătoasă, nu impusă, nu corvoadă, ci este acea plăcere a inimii sale de a se pleca asupra Cuvântului lui Dumnezeu și de a vedea în el, dincolo de slobă, persoana slăvită a Domnului Hristos,
pe aceasta să o aprofundeze, să o sondeze, să o cerceteze, cum spunea Domnul Hristos, pentru că în Scripturi mărturisim că avem viața veșnică. Cuvântul lui Hristos să lucrească din belșug în voi. Iar Iacob spune în primul capitol, versetul 22 la 25, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Iată ce spune Iacob. Și anume, în prezența cuvântului lui Dumnezeu, pericolul cel mai mare pe care îl putem avea este acela de a fi ascultător, să putem cunoaște de o manieră intelectuală cuvântul lui Dumnezeu, iar după aceea, cel mai prezent acesta este uitat. Este uitat de ce? Pentru că lipsește cugetarea, lipsește atenția credinciosului pentru ca acel cuvânt să fie o realitate în viața sa. Cuvântul, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uitor, ci ca un plinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Ce înseamnă se înșală singur? Se poate întâmpla să venim la adunare, de exemplu, să auzim cuvântul lui Dumnezeu și menirea cuvântului lui Dumnezeu este aceea de a produce viața Domnului Hristos în noi sau de a produce caracterul Domnului Hristos în noi. Putem veni la adunare și dacă aceste cuvinte care se spun în biserică nu se transpun în viață ca trăire, putem avea acel fals sentiment creștin că ne-am făcut datoria, că suntem pe o cale bună, că suntem în voia lui Dumnezeu, că am auzit cuvântul lui Dumnezeu și că viața noastră este una de normalitate. Dar Biblia spune că ne putem înșela de o manieră în care cuvântul lui Dumnezeu nu își exercită lucrarea lui finală, și anume de schimbare. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu se dorește doar a fi cunoscut intelectual, doar a fi elaborat și sondat sub aspectul cunoașterii sale, ci cuvântul lui Dumnezeu trebuie să devină caracterul Domnului Hristos în viața noastră. De aceea Apostolul Pavel punctează aceste adevăruri, și anume cuvântul lui Dumnezeu are un scop precis, și anume scrie el galatenilor, până ce Hristos va lua chip în voi. Era apostolul care suferea pentru biserica din Galatia și spunea copilașii mei, pentru care ea le supără durere nașterii, până când? Până ce Hristos va lua chip în voi. În esență, cuvântul lui Dumnezeu cel viu este ceea ce Dumnezeu gândește și are în plan pentru noi, și anume viața Domnului Hristos, caracterul său, să se poată regăsi la înălțimea statului dreptății sale, sau să ajunge la acea stare de om mare. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 4:11 că ei, apostolii, sunt socotiți ca niște oi de tăiat, sunt dați morți în fiecare zi, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Iată care era devizul, care era scopul apostolului Pavel. El se lupta, vestea Evanghelia și cuvântul acesta cel viu al Evangheliei trebuia în primul rând să aibă un impact în viața lui, până ce viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Un alt aspect pe care îl vedem în textul de față este acesta cuvântul lui Dumnezeu care este lucrător, viu și lucrător. Îmi pun această întrebare și anume, mă gândesc la acel moment din Geneza, când cuvântul Creator, Logosul Etern, Dumnezeul Creației a spus să fie lumină și a fost lumină, să fie o întindere între ape și a fost o întindere între ape, să fie luminătorii mari și mici, a creat stelele, soarele, luna, a mișunat apa de viețuitoare și pământul de verdeață și cuvântul adaugă după fiecare act creator și așa a fost. Dumnezeu a zis și așa a fost. Este acest cuvânt creator care la nivelul acesta macro, la nivelul cosmosului, își găsește cu o acuratețe extraordinară împlinirea sa. Dumnezeu care vorbește și natura care ne înconjoară este aceea care execută prin puterea creatoare a cuvântului ceea ce Dumnezeu spune. Dumnezeu a zis și așa a fost. Mă gândesc oare cum ar suna în urechile noastre o expresie în care Dumnezeu a zis, dar nu a fost așa. Dumnezeu a zis să fie o întindere, dar de fapt întinderea nu a fost. Mă gândesc că lucrul acesta, evident, ar părea cu totul anapod, ar părea complet straniu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt creator. Dar oare cum vede Dumnezeu viața noastră? Cum vede Dumnezeu trăirea noastră când Dumnezeu vorbește și ce nu așteaptă acea lucrare a cuvântului în viața fiecăruia dintre noi? Și ce nu va putea constata două aspecte? Cam acestea sunt. Dumnezeu va spune, Dumnezeu a zis și nu a fost așa. Dumnezeu a vorbit și ascultătorul, copilul meu a fost un uituc.
și nu s-a împlinit cuvântul pe care eu l-am găsit în adunare în viața lui. Îmi doresc pentru noi toți, evident, și pentru mine în primul rând, ca ori pentru că cuvântul lui Dumnezeu se vestește în adunare sau se lecturează pe un plan personal, să fie valabil expresia aceasta din Geneza, Dumnezeu a zis, și cuvântul creator, cuvântul suveran, cuvântul acesta covârșitor, să se poată împlini în viața noastră. Doamne, Tu ai spus și așa a fost în viața mea. Apostolul Pavel are o expresie, cine eram eu să mă potrivesc vedeniei cerești? Dacă acest cosmos răspunde cu atâta acuratețe, el cheamă stelele pe nume și toate sunt prezente la apelul său, oare cine suntem noi stând în fața cuvântului de har de data aceasta? Că acest cuvânt de har, cuvânt creator, cuvânt lucrător, să nu se poată regăsi ca împlinire în viața noastră. Cuvântul lucrează în viața noastră ascultarea de Dumnezeu, ascultarea de oameni și smerenia. De exemplu, dacă ne gândim la cazul lui Naaman Sirianul. Naaman Sirianul era un general, era bolnav de lepră și Dumnezeu îngăduie ca în casa lui să apară acea fetiță adusă la apă dintre fetele evreilor în urma unui război și fetița aceasta suferea, fetița aceasta empatizea cu suferința lui Naaman. Nu era o fată distantă să nu-i peste de Naaman, ci spune, țara mea este un proroc și dacă te duce la omul acela lui Dumnezeu, i-a spus soției lui Naaman, omul acela lui Dumnezeu l-a vindecat de lepra lui. Ce se întâmplă acolo? Apare o chestiune atât de frumoasă a cuvântului. Acest Naaman, cu o scrisoare de la împărat, se duce la împăratul Israel. Împăratul Israel își rupe hainele. Cine sunt eu, Dumnezeu, să vindec pe cineva de lepra lui? Și Elisei îi spune, trimite la mine și va ști că este un Dumnezeu în Israel. Și Naaman, cu tot alaiul său, se duce la omul lui Dumnezeu, la Elisei. Și el se aștepta ca omul lui Dumnezeu să iasă, fiind un om important, Naaman, evident, fiind un general, fiind un om cu autoritate chiar peste Israel, prin biruința pe care o obsese. Și Elisei nici pe departe, nici măcar nu este din casă, ci printr-un sol îi spune, du-te și te scaldă de 7 ori în râul Iordan și vei fi curat. Ce face Naaman? Cum se raportează Naaman la autoritatea cuvântului lui Dumnezeu? Naaman se revoltă, se supără, Naaman obiectează și spune, cum așa? Nu trebuia să vină, eu credeam că va veni, va cerceta rana, își va pune degetul acolo, va chema poate pe Dumnezeul său și voi fi vindecat de lepra mea. Și lucrul acesta nu se întâmplă așa, ci omul lui Dumnezeu îi spune un cuvânt de autoritate. Și în fața acestui cuvânt de autoritate, Naaman avea vindecarea sau nu în funcție de inima lui, în funcție de ascultarea lui. Dumnezeu lucrează prin cuvânt. Naaman vrea ca Dumnezeu să lucreze altfel, să vină omul lui Dumnezeu. Nu! Dumnezeu avea un singur cuvânt și Naaman era pus la încercare să-l asculte sau nu. Problema care apare în viața lui Naaman este una interesantă și anume Naaman spune râurile Abana și Parpar sunt mai bune decât toate apele lui Israel. Ăsta nu este un cuvânt potrivit. Am eu soluții mult mai bune în Abana și Parpar. Și vin oamenii săi, slujitorii săi și spun, stăpâne, dacă prorocul ți-a fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut, scaldă-te și nu fi curat. Vedeți dumneavoastră, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu care aduce vindecare trece prin ascultarea față de cei din jur. Noi ne uităm ca oameni. Suntem înclinați atât de mult să invocăm o ascultare unilaterală. Eu ascult de Dumnezeu. Normal, frumos, corect. Dar ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu de Logos implică smerenie. Și smerenia se probează prin ascultarea de oameni. Aceasta este bucla care face legătura între ascultarea de Dumnezeu și ceea ce înseamnă smerenia în viața personală, și anume ascultarea de oameni. Naaman trebuia să se smerească. Eu, general, să ascult de voi? Eu, general, să ascult voi? Să ce spui? Că n-ați înțeles bine. Eu am alte soluții. Nici vorbă de așa ceva. Și Dumnezeu a lucrat ca acea ascultare față de cuvântul său să implice smerenia lui Naaman, dar smerenia aceasta s-a văzut prin ascultarea față de slujitorii săi. Și lucrul acesta a fost o mare binecuvântare. Spun acest adevăr pentru că cuvântul lui Dumnezeu lucrează în viața noastră. Dumnezeu lucrează și trebuie să ascultăm de cuvânt, dar se poate întâmpla în viață că această ascultare noastră de cuvânt să avem impresia uneori printr-o impostață de viață că ascultăm de cuvânt. Ea se va proba și prin ascultarea de oameni. Nu înseamnă o ascultare de oameni vorbă. Nu înseamnă o ascultare necălăuzită. Nu înseamnă o ascultare de oameni care sunt neizbăviți. Nu mă refer la așa ceva. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu de voia sa suverană implică smerenie totdeauna și smerenia se probează de cele mai multe ori prin felul în care ești dispus să te pleci, să asculți de fratele tău.
Și aceasta aduce vindecare. Este uneori atât de greu să un frate să spună un lucru și să țină de el să asculți. De ce? Pentru că aceea presupune smerenie. Dar smerenia este atât de benefică, este atât de bună pentru viața noastră. De aceea am spus și repet, totdeauna ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, de voia sa suverană, implică smerenia și smerenia se traduce prin această lucră intermediară, ascultarea de frații. Suntem ca oameni în Biserica Domnului Hristos, suntem ca oameni modulari în trupul Domnului Hristos și avem nevoie unii de alții. Avem nevoie de îndrumarea fiecăruia. Biblia spune și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Noi suntem zidiți, suntem suport pentru frați și la rândul nostru avem suport pe alți frați. Nu putem exista de sine stătători, nu putem exista ca ființe solo trupul Domnului Hristos, ci pentru că suntem zidiți la oaltă, ca făpturi vii, ca pietre vii, avem nevoie de frați pe care să-i susținem și avem nevoie de frați care să ne susțină. Acesta este principiul. Iar frații care ne susțin în rugăciune, frații care ne susțin poate în corecție, care ne susțin în mustrare, toate acestea sunt pentru binele nostru, dar implică smerenia. Trebuie să te pleci să asculți, dar atunci când te pleci pentru numele Domnului Hristos și îți dai seama că este pentru binele Bisericii Domnului Hristos, lucrul acesta nu devine o corvoadă, ci devine o bucurie a inimii noastre. Iată deci acest aspect și anume Cuvântul lui Dumnezeu care este lucrător. Domnul Hristos spunea, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Dar ce lucrează oare Dumnezeu? Dar crea Dumnezeu toate lucrurile? Dar crea Dumnezeu cosmosul? Biblia spune că toate se țin prin puterea Lui. Domnul Hristos este cel care ține toate lucrurile. Nu doar Dumnezeu a creat, dar cosmosul acesta este întreținut în armonia sa, în echilibrul său, prin puterea lui Dumnezeu. El lucrează la echilibrul acestui cosmos. Oamenii se uită în jur și văd atâția asteroizi și spun, Doamne, unul la un moment dat ne va lovi Terra și vom fi vai de noi. Și în îngrijorarea omul e normal să-și pună astfel de probleme și cum ar putea omul să devieze un asteroid să nu lovească planeta. Toate se țin prin cuvântul puterii sale. Dumnezeu lucrează ca acest echilibru al cosmosului să fie ținut așa cum vrea El, după voia sa. Dar Dumnezeu lucrează de asemenea la caracterul nostru. Dumnezeu lucrează la cizelarea ființei noastre. Dumnezeu lucrează totdeauna prin cuvânt ca noi să fim dăltuiți după asemănarea Domnului Hristos, după chipul Domnului Hristos. În Întâi Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13, Apostolul Pavel spunea tesalonicenilor, Cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Ce spunea el? Că au primit cuvântul, nu ca pe cuvântul oamenilor. Cei din Tesalonic erau niște oameni care l-au primit cuvântul, nu ca pe un cuvânt omenesc, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu, cum și este în adevăr, care lucrează și în voi care credeți. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care lucrează, care dezvoltă caracterul Domnului Hristos, care face schimbări în viața noastră. În Psalmul 33, versetul 9, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă? Acesta este Dumnezeul nostru, acesta este Logosul. Logosul Harului, cuvântul Harului, dar este aceeași sursă generică, Dumnezeul Creator, care spune și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Îmi pun în această problemă cât de smeriți ar trebui să fim noi în fața lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, Tu ai poruncit în cuvântul Tău. Doamne, cuvântul Tău nu este opțiune, nu este doar o chestiune facultativă, cuvântul lui Dumnezeu este poruncă. Oamenii spun că păcăința uneori în gândirea lor este o opțiune, o alegere. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și în Timotei se spunea despre acest aspect, despre porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, este această autoritate pe care Dumnezeu o trasează și ne-o delegă ca împlinire prin porunca cuvântului Său. Noi de multe ori vedem cuvântul ca opțiune, dar este porunca lui Dumnezeu pentru viața noastră. Este imperativul lui Dumnezeu în dragoste pentru viața noastră. Căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Cuvântul lui Dumnezeu, iată, spune mai departe, viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Cât de profund lucrează Cuvântul lui Dumnezeu. Sabia este imaginea Cuvântului în Scriptură. În Efeseni 6 cu 17, în armura sau armătura, cum se mai spune acelui credincios, Biblia spune, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să fii biruitor în viață. Împotriva lucrurilor întunericului, fără să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu pe care să-L spui altuia.
ci cuvântul lui Dumnezeu care să vină să corecteze, să întrănească, să îmbărbăteze viața mea. Ce înseamnă aceasta? Trăim într-o lume în care întunericul ne asediază atât de mult, în care oamenii din jur pot ridica provocări și viața noastră să fie la înghesuială, la strâmtoare de multe ori. Și cum să te lupți împotriva unor astfel de porniri? Cum să te lupți împotriva unor astfel de manifestări firești? Și Apostolul Pavel spune, nu cu armele firii. Noi nu ne luptăm cu armele firii pământești, deși stăm în firea pământească. Și mijlocul de atac și de apărare al credinciosului este cuvântul lui Dumnezeu. Este mijloc de atac prin care el spune din cuvânt voia lui Dumnezeu și este mijloc de apărare pentru că el, prin cuvântul lui Dumnezeu, capătă mângâiere, capătă învărbătare, capătă ancorare în Scriptură, în făgăduința lui Dumnezeu. Nu am putea în lumea aceasta să trăim, să fim bucuroși, să fim mărturie, să fim încrezători în Dumnezeu fără cuvântul lui Dumnezeu. Noi de multe ori vedem aspectul acesta al sabiei, cu două tăișuri, cuvântul lui Dumnezeu unilateral pe care îl vestim. Cuvântul lui Dumnezeu are un aspect totdeauna dual. El se vestește, dar întâi de toate se aplică ființei noastre. El se vestește, el corectează, dar întâi de toate el edifică viața noastră. El îndreaptă viața noastră. El îmbărbătează viața noastră. Iată ce spune cuvântul, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Sabia aceasta, cu două tăișuri, este cuvântul lui Dumnezeu. Noi, prin harul lui Dumnezeu, am beneficiat de mântuirea sa. Am beneficiat de răscumpărarea prin credința în sângele Domnului Hristos. Dar același cuvânt veșnic al lui Dumnezeu va avea o altă fațetă, un alt tăiș, un alt revers al medaliei, și anume cuvântul care îl va judeca pe om în ziua de apoi. Domnul Hristos spunea, nu eu vă judec, nu eu vă judec. Cine mă nesocotește pe mine și cuvintele mele, are cine să-l judece. Cine? Cuvântul acesta care a fost vestit îl va judeca pe om în ziua de apoi. Iar în Apocalipsa, capitolul 19, este văzut Domnul Hristos, al cărui nume este cuvântul lui Dumnezeu, din gura lui ieșea o sabie, spune Biblia, ca să judece popoarele. Este expresia cuvântului lui Dumnezeu, Scriptura, care de data aceasta nu mai are un aspect mântuitor, ci are un alt tăiș al său, și anume aspectul acesta de judecător sau de judecată. Domnul Hristos, de asemenea, este văzut în Scriptură ca miel și leu, el este văzut ca mântuitor și judecător, și sabia, cuvântul, are același aspect dual, și anume cuvântul lui Dumnezeu pe de o parte aduce mântuirea, el ne-a circumcis în inima noastră prin Duhul Sfânt, dar același cuvânt al lui Dumnezeu va aduce pentru aceia care resping Evanghelia judecata în ziua de apoi. Cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Îmi pun această întrebare, pătrunde până acolo, pătrunde. Cuvântul lui Dumnezeu nu face lucrare superficială. Lucrarea superficială se va vedea mai devreme sau mai târziu. Pocăința nu este o lucrare superficială. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Cartea Fapte 2:37, după ce au auzit ei aceste cuvinte despre cuvântarea lui Petru, ei au rămas străpunși în inimă. Este această lucrare de profunzimea cuvântului lui Dumnezeu, nu doar dă o aparență de evlavie, o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, cuvântul lui Dumnezeu nu dă o formă religioasă, nu dă un ritual de adunare, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să pătrundă în esența ființei noastre. Și la vremuri de încercare se va vedea cât de profundă este lucrarea cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră. Se va vedea lucrul acesta. Dacă slăbești în ziua necazului, spune cuvântul, mică îți este credința, mică îți este puterea. Dacă slăbești în ziua necazului. Și spuneam acest aspect când Apostolul Petru și Ioan erau înaintea Sinedriului. Biblia spune că aceia din Sinedriu au fost doar tăiați la inimă. N-aș vrea să intru în detaliile acestea, dar este o diferență între cuvântul lui Dumnezeu care doar te irită, dar nu aduce pocăință, și cuvântul lui Dumnezeu care pătrunde înăuntrul ființei noastre, în profunzimea ființei noastre, și acolo desparte lucrurile, aduce într-adevăr vindecare. Spun acest aspect pentru că Domnul Hristos spunea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care mai înainte ce a făcut, a săpat adânc și și-a pus temelia pe stâncă. Iar cine aude cuvintele și nu le face, seamănă cu un om care și-a pus temelia pe nisip. Și-au venit problemele, au venit cu siguranță. Și apare proba. Și unul se prăbușește. Unul poate cade în depresie. Unul poate cade în nemulțumire. Altul care poate în, știu eu, întâlnire, neîmplinire. Și spune întrebarea de ce. Pentru că, în primul rând, se pune problema cât de profund a lucrat cuvântul lui Dumnezeu în viața personală. Pentru că atunci când Evanghelia dă consistență, este ancor în ființa noastră,
Când ne-am pus încrederea în Dumnezeu și știm în cine am crezut, știm în ce adevărul ale cuvântului ne-am ancorat, vor veni vânturile. Nu se poate să nu vină. Vor veni talazurile, va veni vântul, va veni ploaia și vor izbi în casa aceea. Cuvântul nu spune că doar va fi o adiere, nu spune doar că încercările sunt o boare care vin peste noi, ci expresia cuvântului lui Dumnezeu este că acestea vor izbi în casa aceea. Ce faci atunci, frate și soră? Când vine încercarea, când lucrurile poate nu sunt așa cum te așteptai, când lucrurile poate, știu eu, nu sunt de placul înțelegerii personale, ce faci, cum reacționezi, te prăbușești? Sau rămâi în picioare, pentru că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, a lucrat în profunzimea ființei noastre, a dat stabilitate, orientare, consecvență, statornicie și merge mai departe prin puterea lui Dumnezeu. Lucrurile așa se pun. Când cei 10 leproși au fost vindecați, i-au zis, Iisuse, fiul lui David, ai milă de noi! Și Domnul Hristos le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și puteau leproșii să zică, Doamne, nu ne ducem la niciun preot. Noi vrem altceva. Am fost la preoți, ne-au declarat de preoți. Ce sens mai are să mergem la ei? Noi credeam, Doamne, și considerăm că trebuie să vii, să ne spui un cuvânt de vindecare, să te uiți la rana noastră, să te atingi poatele noi, cum ai făcut odinioară cu leproșii, și așa să fim vindecați. Noi nu ți-am cerut să ne trimiți la preoți, noi ți-am cerut să te vindeci. N-au înțeles leproșii. Planul lui Dumnezeu i-au făcut un singur lucru. Au ascultat. Au ascultat de cuvântul Domnului Hristos și ascultarea lor a adus vindecare. În viața noastră pot fi așteptări, noi putem gândi diferit de voia lui Dumnezeu și putem greși. Putem, gândurile noastre pot să nu fie gândurile lui Dumnezeu, dacă gândim firesc. Și noi spunem, Doamne, eu credeam că așa și numai așa trebuie să lucrezi. Dar Domnul nu ne cere să elaborăm noi planul, Dumnezeu ne cere un singur lucru, să ascultăm de Dumnezeu, să ascultăm de cuvântul Său, să ascultăm de frați în smerenie. Iar mai departe, lucrul la care poate te aștepți și poate eventual nu se întâmplă, în gândirea personală, acestea nu au loc în planul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează pe căile sale tainice, dar Dumnezeu totdeauna lucrează prin coordonatele sale, și anume ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 10, 3 și 4, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Aceasta este lucrarea credinciosului. Credinciosul nu poate să se lupte cu armele firii pământești, ci arma este cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu ascultă cineva cuvintele Domnului, lucrurile acestea au o altă autoritate, intră sub autoritatea lui Dumnezeu. De ce spune sabia aceasta cu două tăiere? Nu pentru că, într-adevăr, Scriptura trebuie să lucreze profund în ființa noastră. Trebuie să nu aducă doar o superficialitate, ci să lucreze profund în ființa noastră. Suntem atât de ușor înclinați când auzim cuvântul să spunem cuvântul acesta se aplică tatălui cu tare sau sorei cu tare. Și uităm că este acest aspect dual, cuvântul lui Dumnezeu se aplică și lui și mie. Despre copil se spune că el are conștiința de sine în momentul în care îl pui în fața unei oglinzi și îi spui să ducă degetul pe nas. Și dacă el duce degetul pe nas cu imagini din oglindă, este clar că nu are conștiința de sine. În momentul în care duce degetul pe nasul său, înțelege că imaginea din oglindă este el însuși. Cam așa este omul, credincios. Când el zice, Doamne, cuvântul ăsta nu se aplică în el, nu are conștiința de sine, este un infantilist spiritual. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu întâi de toate mi se aplică mie. Este atât de ușor să spui, ai auzit ce s-a spus, dar nu, e pentru tine. Infantilism spiritual. Cuvântul lui Dumnezeu se aplică personal. Și când îl vezi, să nu-l vezi pe altul în oglindă, ci să te vezi pe tine însuți, înaintea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că aceasta aduce binecuvântare în viața noastră. Și spuneam despre acest aspect al sabiei cu două tăișuri. Ce mai face ea? E atotdeauna tare în star de amărăciune. Nu se poate. Biblia spune, trăim în firea pământească. Este un trup care este sub autoritatea Duhului lui Dumnezeu, dar firea aceasta pământească mai poate da lăstar de amărăciune. Cine poate tăia vreun frate? Niciodată. Dacă Dumnezeu nu curăță viața credinciosului prin cuvânt, nu știu cine o poate curăța. O mustrare poate să o curețe, dacă e o inimă sinceră și smerită. Un îndemn, da, poate lucra dacă fratele sau sora sunt smerite. Dar dacă cuvântul lui Dumnezeu, care este sabia, nu curăță viața noastră, când spune acolo cu vița și mlădițele, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră este o sabie cu întăiși în primul rând pentru noi. Și îmi doresc pentru mine și pentru dumneavoastră să putem sta în fața cuvântului și să spunem, Doamne, ce vrei Tu să tai din viața mea? Ce lăstar, Doamne, a adus firea pământească care întristează în jur, care amărăsc în jur, care aduc poate lipsă de propășire în jurul meu,
Doamne, vreau să-i taie autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Spun acest aspect pentru că noi nu avem alt instrument. Ca oameni credincioși nu avem alt instrument. Biblia spune că armele cu care ne luptăm noi. Se rezumă la una. Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când cineva, de exemplu, nu ascultă de un îndemn al cuvântului lui Dumnezeu, nu se pune problema să asculte sau să nu asculte de un frate. Este o eroare. Ce este vorba să ascult sau nu de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este cuvântul. El este personificat, El este revelat, El este esența cuvântului lui Dumnezeu. Și autoritatea cuvântului lui Dumnezeu este aceea care se pune față în față cu viața unui om credincios. Biblia spune mai departe, o sabie cu două tăișuri, care pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul. Cât de mult se amestecă lucrurile acestea? Cât de mult se amestecă sufletul, voința, acțiunea, sentimentele și Duhul care implică părtășia, revelația, este acea legătură cu Dumnezeu, prin nașterea din nou. Sunt lucruri care nu se amestecă. Cuvântul lui Dumnezeu separă aceste aspecte. Pot fi oameni care vin și spun, eu așa gândesc. Da, dar cuvântul lui Dumnezeu separă lucrurile. Poate fi o chestiune care își are o vârșia în ființa mea, în firea mea, în gândirea mea, neizbăvită. Și să n-aibă nicio legătură cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu e ceva metafizic. Nu este ceva intangibil, nu este ceva dat pentru cei inițiați. Duhul lui Dumnezeu, în primul rând, se revelează în cuvântul Său. Duhul lui Dumnezeu, în călăuzirea Lui, se descoperă în cuvântul lui Dumnezeu. Totdeauna va fi în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu tranșează lucrurile. De multe ori poate ni se pare că lucrurile sunt complicate. Știți de ce fraților ni se pare sau surorilor că sunt complicate? Pentru că de multe ori poate nu cunoaștem ce spune cuvântul despre acea situație. Când știm ce spune cuvântul, lucrurile se încălzesc foarte repede. Și totdeauna revenim la sola Scriptura. Când este o problemă, să nu venim noi cu sufletul, cu mintea, cu ideea. Ce spune cuvântul? Autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și față de aceasta, ce mai spun eu, este zero. Este autoritatea cuvântului care desparte gândirea umană de voia lui Dumnezeu. Pentru venise și el cu ideea aceasta. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Și pentru credea că face un lucru bun. Și Domnul Hristos îi spune imediat, înapoi a mea Satanul. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Și cine era acesta? Sfântul Apostol Petru. Desigur, el avea să fie schimbat. El avea să fie cu totul transformat, dar să nu uităm cine a fost Apostolul Petru. Și el a fost plândit, iată, de o astfel de alunecare. Iar Domnul Hristos l-a corectat. Și pun întrebarea și în viața mea, Doamne, sabia cuvântului, autoritatea Duhului Tău, prin cuvânt, este aceea care desparte și limpezește lucrurile totdeauna. Și Cuvântul lui Dumnezeu prezintă de asemenea un caz similar. Când Domnul Hristos trebuia să meargă la Ierusalim și a ajuns în dreptul Samariei și Iacob și Ioan, după ce au fost trimis solii să găsească un loc de găzduire pentru Domnul, samaritenii l-au respins pe Domnul Hristos în mod surprinzător și Domnul a mers mai departe. Iar Iacob și Ioan, fiind tunetul, îi spuneau, Doamne, să se poboare foc din cer, Doamne! Cum a făcut Ilie și să-i mistuie? Despre întrebarea ca om era justificată pornirea lor dintr-un punct de vedere revolta lor firească, era una obișnuită. Dar din punct de vedere al planului lui Dumnezeu, al gândului, al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, era total nejustificată. Și Domnul Hristos spune, nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Mare atenție la aspectul acesta, pentru că uneori putem avea impresia că avem dreptate, putem avea impresia că suntem pe o cale cea nouă, o cale bună, și totuși să nu fie așa. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu, repet, este acela care aduce totdeauna lumină și atunci când sunt nebuloase, nu înseamnă că Dumnezeu nu s-a revelat. Ci înseamnă că noi trebuie să căutăm în legea Domnului și să citim de sfârșit în ea. Când Dumnezeu în Vechiul Testament i-a dat lui Israel cortul întâlnirii după chipul care i s-a arătat pe munte, îți spune întrebarea, Doamne, dar cum să faci cortul acesta cu țesături, măiestre, cu atâtea potoare pentru marele preot, cu atâtea turnături în aur, în aramă, în legături de pietre scumpe. Spune întrebarea, Doamne, cum putem face așa ceva? Și vine Dumnezeu și spune, împreună cu încercarea a pregătit și soluția. Împreună cu cererea, Dumnezeu a pregătit totdeauna și dotarea necesară. Când Dumnezeu ne cere un lucru în biserica sa, El a pregătit oameni, credincioși, oportunități, instruirea necesară pentru ca acea voia sa să se regăsească. Și spune Biblia despre Bezalel și Oholiab, oameni care au avut duc de înțelepciune să născocească fel și fel de lucrări. Este incredibilă această aptitudine a lor prin inspirație. Prin o vârșie omenească. Ca ei să născocească, le da Dumnezeu înțelepciune să facă fel și fel de planuri, poate care erau evident în premieră, erau brevete acelea.
în care să torni, să sculptezi în pietre nestemate și Dumnezeu a pe pietre, Moise, să faci cortul, dar ți-am dat pe Oholiab și pe Sarel și în toți ceilalți în care a pus Dumnezeu duc de înțelepciune. Ce vreau să spun este acest adevăr și anume Dumnezeu totdeauna, nu numai că se revelează prin cuvântul Său, Dumnezeu este acela care în orice circunstanță prin care trecem, pregătește soluția necesară ca să ieșim biruitoși. Trebuie ca noi printr-o auzire să o vedem, să ne plecăm asupra ei și să fim smeriți, să ne smerim unii înaintea altora. Ce podoabă frumoasă este smerenia aceasta în viața și în familia omului credincios. Desparte sufletul și Duhul în cheieturile și mărduva. Ce este această finețe parcă și mai precisă în chirurgie, în neurochirurgie, când pătrunzi pe mărduva, pe sistemul nervos central, este o acuitate, se lucrează numai la microscop și trebuie să nu ai niciun tremor în mână. Vedeți seama ce precizie și ce detaliu cere cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, când ne punem întrebarea, Doamne, cât de superficial de multe ori suntem? Doamne, cât de profund vrei să lucrezi în caracterul nostru și cât de ușor suntem noi schimbabili? Cât de ușor corabia noastră plutește când într-o parte, când în alta, când Dumnezeu ne vrea oameni consecvenți, oameni încrezători în El, oameni cu bucurie, oameni cu dăruire pentru Domnul, oameni care în ciuda circunstanțelor avem un cap compas, avem o orientare spre Cer, indiferent de în ce parte va bate vântul. Și spune Biblia, încheieturile și mărturia judecă simțirile și gândurile inimii. O bine de încheiere, aș spune acest lucru și anume, cuvântul lui Dumnezeu judecă de la stare de gând pleacă toate lucrurile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând care se ridică împotriva cunoștinței lui Hristos. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Apostolul Pavel spunea în Corinteni acest adevăr de a răsturna izvodirile minții, mintea, fiind aceasta pământească, de multe ori se poate disocia de călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Și atunci ne vine totdeauna mustrarea Duhului, călăuzirea Duhului, atenționarea Duhului. Și credinciosul are această datorie, această răspundere și competență prin Duhul lui Dumnezeu să răstoarne izvodirile minții. Să răstoarne nu doar conceptele abătute de la cuvânt, dar acele gânduri care nu sunt productive pentru Biserica lui Dumnezeu, pentru relațiile între credincioși și să le facem rob ascultării de Hristos. Și judecă simțirile și gândurile în ei. Până unde pătrunde cuvântul lui Dumnezeu? Până în cel mai punct abisar al ființei noastre, până în groapa finală a Marianelor. Oamenii spun, au pătrunde și acolo, nu s-a lăsat omul până a ajuns până în groapa Marianelor, 11.000 de metri. A avut omul să se ducă și sus pe mare și jos în groapa Marianelor. Dar în ce privește înălțimile și adâncimile ființei noastre, numai cuvântul lui Dumnezeu le poate explora. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate pătrunde acolo unde nimeni nu te vede, unde nimeni nu te-a auzit și acolo unde ai plăsnuit primul gând față de un frate, față de o soră, primul gând de nemulțumire, ăla trebuie eradicat, trebuie extirpat, pentru că este focat cancerogen. Când apare primul gând de plătire, trebuie eradicat înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Biblia spune așa. Orice amărăciune, orice iuțime, să piardă din mijlocul vostru. Este autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și revin la acest aspect și spun că în viața omului credincios, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu implică smerenie. Și smerenia înseamnă să te pleci, inclusiv în ascultarea față de frați. Este proba care a rămas de-a lungul timpului și va rămâne ca etalon în viața credincioșilor. Pentru că aceasta, într-adevăr, de multe ori nu place, dar este atât de binecuvântată când este trăită în smerenie în viața noastră. Judecă simțirile și gândurile inimii. Noi însă, spune Apostolul Pavel, avem gândul lui Hristos. Ca să avem gândul lui Hristos, trebuie ca cuvântul lui Dumnezeu să lupească în noi, în toată lui. Nu putem avea gândurile lui Hristos, pentru că dacă nu ne aprofundăm în cuvânt, El judecă simțirile, pot fi sentimente, fraților. Suntem oameni și pot apărea antipatii, pot apărea resentimente sau rețineri, să spunem, mai voalat. Și Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile. Înainte de a judeca ce simte un frate față de tine, judecă tu ce simți tu. Sabia aceea vei vrea să taie în mine lăstarul de fire și după aceea să lucreze în viața celuilalt. El judecă simțirile și gândurile inimii. Dacă Dumnezeu ar pătrunde întâi de toate, în punctul acesta, abisar al ființei noastre, în profunzimea, în fundul ființei noastre, cum spune Biblia, și acolo, dacă ar fi legea Domnului, și dacă din punctul generic al firii, cuvântul lui Dumnezeu ar eradica orice pomire, ce binecuvântare ar fi în viața noastră. Nu sunt acestea doar idealuri intangibile, ci sunt realități accesibile credinciosului, prin ascultare, prin mulțumire, prin acea dependență permanentă de Domnul. Amin. Amin.